A fost audier, a fost invitat ministerul. A fost audiați. Cu părere de rău, Ministerul Muncii și Sănătății nu au apărut. Cred că se simt că sunt vinovați. Se simt că nu au exercitat actele corespunzător, adică nu au perfectat aici așa cum ar trebui. Și fiind faptul că se simt că e divină, nu au apărut aici. Îmi pare rău că am avut o serie de întrebări, să le dau reprezentanților Ministerului Sănătății și Muncii. Dacă veneau și aduceau argumente, poate erau circunstanțe atenuante, păi dar așa Consiliul s-ar putea să-i considere vinovați numai pe ei, nu Serviciul Vamal, nu Ministerul Finanțelor. Păi de-aia nu și că nu au avut niciun argument. Dar de fapt problema care e că vreți să importați mașini pentru persoane cu dizabilități, dar ei vă pun să faceți din nou certificatul și treceți comisia medicală repetată. Teoretic, prin lege, prin documente, ei confirmă că aceste certificate vechi sunt recunoscute, dar în practică nu le recunosc și ne impun încă o dată ce să trecem în comisia medicală. Ei zic, problema e că certificatul e dat pe viață și certificatul, de fapt, ar trebui să fie cu validitate limitată sau cum? Eu am răspunsul ministerului, că spun că aceste certificate pe viață vechi sunt recunoscute. Dar asta pe hârtie. În practică, la vamă, nu le trebuie mare. Bun, mulțumesc pentru încredere.